Măi, nene, de când știi că s-a măritat doamna Boghiu, ia uite-te aici, diamantul e diamant, arătat super, vreau să vă spun. Unde v-ați bronzat așa frumos? În vacanță. Unde ați fost în vacanță? În țările exotice. În țările exotice? Luna de miere, adică? Nu, am fost cu familia, cu mama, cu surorile. Perfect, să știi că noi avem un QR code aici afișat pe ecran. Dacă scoți telefonul din buzunar, îl pui camera de filmat așa, QR code-ul ăsta te întreabă: bre, telespectatorule, unde te duci în vacanță? În România sau în străinătate? Și ce crezi? Telespectatorii au răspuns că 30% cum? Se duc unde? Unde? Uite, am fost întrebat oameni dacă își petrec vacanțele în România. Știi, 71% au zis că da. Adică 29% pleacă. Deci din aia 29%. Asta e, da, ai zis că e o surpriză pentru noi, ne-am zis cu câte elante am primit, am zis, avem bucurii, surpriză. Am, dar încă nu ți-o dau, nu ți-o spun. Vreau să vorbim un pic de visuri la cheie. Nu de asta am venit aici? Ba da, dar credeam că e surpriză. Nu te interesează ce echipă este acum, ce colegi avem? Mă interesează tu, crede-mă că sunt la curent pus cu totul. A venit și Andra Olteanca și mi-a povestit toată povestea. Și a venit și mi-a povestit, adică știu despre ce este vorba. Ia, spune-mi. Știu în mare despre ce este vorba, colegi noi, chestii, trestii. Cât suntem acum în echipă? 5. 6. 6. Păi, hotărâre. Păi 6 care? Tu al 6-lea de cine zici? 6. Tu zici al 6-lea cu Dragoș Bucur? Nu, 7 cu el. Da, exact, 7 cu el. Păi hotărăște-te. 6 arhitecți și, nu? Da, și știi pe toți? Îi știu, da. Nu știu așa pe toți, trebuie să fac cunoștință cu toți. Deci ești Laura Boghiu, Andra, da? E Olteanu, motociclistul, zim numele, Cheliosul. Alex Gabrielescu. Alex, așa. Cristina Joia, normal, și mai sunt încă două nume noi. Mara Cebotaru. Da, Mara, exact. Care a fost și anul trecut într-unul din episoade. Exact, așa, și? Și Samuel. Samuel. Andrei Samuel, cel exact, din primele două. Asta am vrut să zic, a fost în primele două. Da, știi, am o surpriză pentru tine. Băi, nene, și deci acum mă zăpăcește fata asta, Laura Boghiu. Deci vine din Thailanda, ne spune despre visul la cheie, care înțelegem că o să fie un sezon fabulos. Ați aflat 6 arhitecți, Dragoș Bucur, la fel prezentator, o să fie o întreagă nebunie. Și spune că are o surpriză pentru mine. Și unde e surpriza? Am uitat-o în spate, mă întorc imediat. Ok, 3 secunde, mă întorc super repede, fii atent. Tăgădăm, 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 tăgădăm. Deci Laura Boghiu, oameni buni, ați aflat? Ciucă? Da. Are o surpriză pentru noi. Stai să vedem ce surpriză. Sunt foarte curios. Păi și eu sunt foarte curios. Foarte deci misterioasă. A plecat Laura și unde e surpriza? E foarte misterioasă așa. Surpriza? Surpriza. Surpriza? Se aude? Vine, mă? Cred că ne-a adus ceva de mâncare. Ne-a adus ceva de... Nu găseam. Uite, ți-am adus un elefanțel ca să nu zici că nu ne-am gândit la tine. Gata, stai, știu. Stai un pic, mă. Ne-a adus un elefanțel. Bine, da, că are trompa în sus, asta e foarte important. Dacă are, păi, trompa în sus, noroc, da, aduce noroc, exact. Dar tu mai devreme erai altfel îmbrăcată, altfel costumată, alt inel cu diamante pe deget. Aici nu e inelul cu diamante. E altul. E altul. Eu eram surpriză, de fapt. Eu sunt Oana. Adică tu ești sora, da, lui Laura. Da, eu sunt Oana și eu tu ești geamăna. Da, Laura mi-a predat ștafeta la visuri la cheie. Adică? Adică eu voi fi în locul ei. Nu cred. Ba da. Băi, ia uite, ia băi, nene, băi, deci surprize, surprize. Deci, practic, să înțeleg că cele două ștafeta. Surori... Am predat ștafeta. Deci tu ai predat ștafeta. Ea pleacă și eu vin. E pe nepotism la visuri la cheieciucă. Pleacă n-ați sora, înțeles, vine sora. Nu? Adică, ba da, am înțeles. Pleacă deci... Boghiu, vine Boghiu. Deci, practic, își lacă locul cald. Haideți să luăm un loc, fetelor. Luați un loc aici. Deci, stați un pic să-mi povestiți. Vă rog, luați un loc acolo. Uite, mă așez aici de data asta. Deci, să înțeleg. Amândouă, foarte talentate, asta știe lumea, arhitecte amândouă. Exact. Frumoase, perfecte, gemene, superbe. Și bronzate. Și bronzate. Deci, ideea e în felul următor. Voi... Ați mai lucrat împreună la visul la cheie, adică v-ați mai intersectat acolo. De vreo 3 ori. De vreo 3 ori. Și practic acum tu unde pleci? Tu renunți la visul la cheie? Da. Și pare că renunț cu zâmbetul pe buze pentru că știu că în locul meu vine o persoană foarte bună. Păi normal că e, păi, sora ta, e geamănă, e talentată, dar e arhitectă. Lucrăm împreună. Lucrați împreună, adică clar o să facă față cu superbiu. Dar tu de ce pleci? Mi-au ajuns 3 ani. A fost destul de complicat cu programul. Și consider că oamenii trebuie să vadă și talentul altor arhitecți și să o cunosc mai bine și pe sora mea. Stai, adică tu renunți la un proiect de super succes, visuri la cheie, super audiență, super mediatizat și pleci? Păi fii atent, noi plec. De obicei împărțim succesul, adică să aibă parte și ea, să am și eu parte de el. Amândouă.
Că suntem gemene doar, nu? Plus că mai pot participa cu ea. Exact. Va fi ea familie. Acum. Păi da, dar salariul tău o să-l ia ea. Deci până la urmă se rezumă totul la bani. Nu, măi, am încercat o glumiță la masa a trei. Nu, dar faima o să fie acum la ea. Nu să mai te caute la pe tine. La mine a fost, a trecut momentul, urmează sora. Mă, da, suntem doar două, nu mai are cine să ne înlocuiască. Dar mereu ați făcut chestia asta? Adică când era ceva de împărțit, împărțeați? Din totdeauna am împărțit tot ce am avut de împărțit, deci. Și jucările că când am vrut, mici? Că n-am vrut. Exact, că am vrut, că n-am vrut, de asta zic. Jucările, da, normal. Păi nu știu, am luat-o din copilărie. Știi că toate lucrurile pleacă din copilărie. De când sunt aici specialist cu domnii doctor care vin la noi la emisiune, am aflat că totul pleacă din copilărie. Pleacă. Traume, probleme, așa, chestii, știi? Și de asta zic, voi ați împărțit și când erați în copilărie tot. Da. Și cum ne-ați dat visura cheie? Da. Tu te-ai măritat și pleci în luna de miere mai lungă. Sau viață. Vrei să ne dai vreo veste? Nu. Nu. Pur și simplu. Nu. Pe ce n-ar fi putut și așa, adică... Adică să vină sărcinată la visura cheie? Da, da. Ba, da, eu știi cum e rolul meu de prezentator? Să încerc să aflu de ce Laura Boghiu renunță la un proiect de succes. Pentru foarte frumos. Sora mea. Păi da, pentru sora ta, mi se pare tare. Și da, pentru multe alte proiecte pe care le voi avea eu în afara proiectului Visuri la cheie. Pentru că am în continuare proiecte și... Mi se pare, știi cum e, mi se pare superb să ai puterea asta, sincer. Nu? Da. Nu fi dezamăgit, te rog eu. Nu, încep eu să mă gândesc acum la mine, când a venit Ciucă să prezinte într-o zi și eu, nu, las că vin eu, Ciucă. Păi iei locul? Nu. Nu o să pot face asta, Cătălin, e prea mult. Lasă, Ciucă, ba sau da. Sau faceți schimb. Nu, mă gândeam că e o idee bună ce ai făcut-o, bravo. Și ați fost împreună în Thailanda? Da. Cu mama, cu sora mai mare, cu nepoțelele. Tot neamul? Tot neamul. Super. Și cum a fost? Ce poze. Uite și pe maimuța aia mică. Maimuța mea. Deci mama voastră a împlinit 63 de ani? Măi, de ce la curent ești, da, cu toate 63. Detaliile. Chiar pe 11 aprilie am dat un mesaj și am spus să runa doamna Boghiu, să fiți sănătoasă, fericită și tot ce vă doriți. Nu mi-a răspuns. Și te-a răspuns? Nu. Asta pe 11 aprilie am dat mesaj, pentru că știu că e o tradiție. Voi... Dar te-ai semnat? Cum? Te-ai semnat? Da, m-am iscălit. Ce vreau să zic? E o tradiție la voi întotdeauna de ziua mamei să plecați într-o țară străină, să faceți o călătorie? În ultimii ani. În ultimii 6 ani. Am început cu o excursie în Brașov și ne-am hotărât să plecăm în alte țări. Bă, dar foarte fain. Da, ea e sora mai mare. Ce? Deci, practic, ați fost și cu copiii tăi, nu, Ana? Cu copilul meu. Cu copilul. Iată-mă, la soție ziceam tot copil. Ea cu copilul, sora mai mare cu copilul. Uite acolo. Gașcă mare. Ce frumos, m-aș mai întoarcem. Bravo. În vacanță. Și cât ați stat în Thailanda? Două săptămâni. Ce ați mâncat cel mai... Curry. Curry. Și mi-este un dor de curry de acolo. De bune? Vai de capul meu. De dor pe zi mâncat. Dar adevărat ce se zice că în Thailanda cele mai frumoase femei sunt bărbați? Da. Așa, da, da. E adevărat, nu? Da. Măi, e cei pe stradă. Da, exact. Pentru că fugi. Sunt înalte. Fugi. Deci mergi pe stradă și ai impresia că sunt cele mai sunt frumoase unele... doamne și domnișoare lângă tine. Și când unele... se spune, ai grijă că... La unii îți dai seama că sunt bărbați, dar unele... Nu-ți dai seama. Zâmbești și zici, Dumnezeu, ce mâna, ce-mi fiți. Ce bine că niciodată acolo. Ce, Ciucă? Mi-e frică să merg. Se zice că este o destinație pentru bărbați. De ce? O să afli când te duci. Băi, dar locurile superbe, cald? Foarte cald. Extrem. Umezeală. Umiditate. Umiditatea foarte mare. E prima dată când ați fost în Thailanda? Da. Dar eu m-aș mai duce. Nu în Phuket, poate în Bangkok. Uite-mă și pe mine. Da, fericită. Ce poți, dragă de ce am. Asta contează. Și asta, știi cine e aici? Contează. Uite aici, celebra plajă, nu? Da, Maya, exact. Maya, ce film a fost aici? Că s-a jucat un... The Beach. Ah, The Beach, cu Leonardo DiCaprio. Cu DiCaprio, îți dai seama că stătea și DiCaprio acolo. Pe... Da. Păi așa a devenit renumită plaja respectivă, dacă... Pentru că era cunoscută doar de locali. Fetelor, sunteți foarte tari, pe cuvântul meu de onoare, și mă bucur că rămâne un Boghiu la Visuri la Cheie. De acum vă întâlniți cu ea, nu cu mine. Da. Oana. O să-mi fie doar de tine, încep Laura. Provocările. Laura, să păi la... eu... nu pleci din îmi pare țară, rău. O iau și pe Laura cu mine. Laura, dar nu pleci, nu dormiți? Plec. Ah, ok, perfect. Nu, dar mai vii pe la noi, nu? Mai vii pe la noi, nu? Dacă sunt invitată, vin. Perfect. Te invităm cu cea mai mare plăcere. Îți mulțumim pentru elefanțel și continuăm emisiunea. Deci, oameni buni, la Visuri la Cheie, ați aflat. Laura Boghiu iese din teren și intră Oana Boghiu.
Dar se mai întâlnesc pe parcurs. Vă mulțumesc mult, fetele, sunteți foarte fermecătoare, vreau să vă spun. Mulțumim. Aveți grijă de voi. Și tu.